Iaul. Bine, pe vorbesc singură. Bună ziua, dragii mei. Adică bună seara. Bună seara, vă salut și eu. Ce faceți? Cum sunteți? Sperăm că intrați live alături de noi și în această seară, ca în fiecare duminică. Deși nu am anunțat că vom intra live, nici n-am fost sigur dacă o să intrăm sau dacă nu o să intrăm live, pentru că na, n-am știut exact cu toate chestiile pe care le avem de făcut. Dar într-un final am zis că intrăm chiar dacă puțin, am zis totul să ne ținem de cuvânt, ca în fiecare duminică de la orele 20, ora României, să fim alături de voi pe live. Așa că, dragii mei, sper să intrați cu noi, să comunicăm puțin. Uitați, veniți că vă invit. Eu vă invit la un ceai fierbinte. Acum ne-am făcut un ceai și am zis că stăm cu voi vreo jumătate de oră. Cami, Să... Cami, bună seara, bună seara, Cami, Adi, seară bună, Bună bună, seara, Adi, dragii mei, mă Dana, bucur Dana, bună mult. seara, bună seara, Dana, Cami, pupici, Și eu vă pup pe toți, mă bucur mult că intrați cu noi. Rosa Otten, hello, Morica, Bună, bună, draga mea, te pup! Cara, bună seara, Doamne ajută, bună seara, suntem Bună! 33 de persoane, haideți să apăsăm, vă rog frumos, butonul de like. Avem doar 3 like-uri, da? Toată lumea apăsăm butonul de like ca acest live să ajungă la cât mai multe persoane. Mariana Arcalean, bună seara, bună seara, Bună, Mariana. Mariana, te pup. Dana, multă sănătate vă doresc la toată lumea, familia. Și Mulțumim la noi, fel. la fel, vă dorim și vouă, la toată lumea, și care e prezent și care nu e prezent, vă salutăm și Și vrem ne să vă mulțumim bucurăm. pentru urările de la mulți ani, atât Da. tatălui cât și mamei. Am primit o grămadă de mesaje de la voi, pe care țin neapărat să vă mulțumesc, ca de Exact. fiecare dată. Așa că m-am bucurat foarte, foarte mult că am primit atâta mesaje, să știți. Și vă mulțumesc mult de tot. Dana, Dana, multă sănătate vă doresc la toată familia. Am citit. Andronache, Corina, bună seara frumoaselor. Bună seara, Corina, bine ați venit, dragii mei. Bună! Suntem 76 de persoane și 11 like-uri. Haideți, vă rog, să apăsăm butonul de like. Emilia Gârbia, bună seara. Bună seara, Emilia. Roza, te Bună! pupăm. Vă pup pe toată lumea și mă bucur mult că sunteți aici cu noi. Vă invit la un ceai fierbinte, care nu pot să le beau, că e foarte fierbinte. Scrieți-ne dacă v-a plăcut, dacă ați văzut deja rețeta de mucenici fără ou, pe care tocmai am postat-o în această seară pe canalul Mamei Rețete Simple Margaret. Să știți că era delicios, deci am făcut-o aseară, nu acum, că e duminică nu spocăită, dar să știți Aseară, că da. nu că nu gătesc, gătesc duminică, dar nu frământ duminică, nu coc duminică. Rosa Olten, vă urmăresc din Las Vegas. Wow, ce frumos, te pupăm. Mulțumim, draga Aurora mea! Sanda, bună iubirile mele, bună Te Aurora, pup, te pupăm. Sarda! Elena Rechtenwald, bună seara dragilor și încă o dată la Bună! mulți ani la Mihai și Margaret, vă doresc multă sănătate, fericire, pupici. Te pupăm, Elena, Mulțumim! mulțumim la fel. Îngeraș Dulce, bună seara, vă Bună, pup, bună îngeraș! Te Îngeraș. pup și îți mulțumesc, draga Da, te mea! pupăm. Îmi mulțumesc să știi că am primit de la tine mărțișorul. Foarte frumos, mulțumim. Ionuț Andrei, bună seara, ce frumos arată bucătăria renovată, super. Deci am gătat de zugrăvit. Dar curățenia În încă nu-i mare am gata. gătat și curățenia, dar mai trebuie încă o dată să le spălăm mobila, să le lustruim, fiindcă știți că mobila asta, oricât ai spăla-o, n-are luciul ăla și mai trebuie. Gândiți-vă, noi am spălat, dar nu-i bine spălat, vă spun sincer, mai trebuie să o Roza spălăm. Olten, și eu vă pup cu drag la mulți ani. Te pupăm, Roza, mulțumim. Mulțumim, draga George, mea! bună seara. Vreți ceva? Nu înțeleg, George.
Ion Lătan, bună seara la toată lumea. Bună. Sanda Goga, bună seara, vă doresc întregii familii sănătate, împlinire sufletească și înțelegere. Mulțumim din suflet, la fel. Aurora Sanda, să-mi țineți pumnii că mâine merg la comisie pentru pensie. Iubita mea, Dumnezeu să fie cu tine, să te îmbucură, să te însoțească și să fie lângă tine, să te ajută să-ți împlinească dorința și să te îmbucură. Mă rog pentru tine, să știi. Nu mai știu unde am rămas. La Sanda ai rămas. Da. Roza Oten, foarte frumos arată, ați muncit hard. Da, și încă mai avem. Elena Gârbia, bună seara, bună seara, mai Elena. Mai avem un pic de lucru, că n-am gătat încă camera lui Marian. Nu este gata, curtea nu-i gata. Deci atât am gătat de zugrăvit în bucătărie. Am pus acolo... Poți să arăți, mami, acolo un pic așa. Am pus faianță până sus și am zugrăvit. Am dat cu lavabil alb, atât. Și, da. Mai avem, oricum. Mai este un pic de lucru, că n-am gătat. Geamul încă nu e gata, mai avem camera, plus curățenia de după, deci că suntem mai un pic. O să mai postăm videoclipuri, da. O să, să vă mai arătăm. Să știți că n-am găsit muncitor, să știți că Mihai lucră. Și singur și lucră mai încet. Dar să știți că lucră, că muncitorii care, bine, ne-au pus geamul, ne-au pus ușa, dar la geam încă nu-i tincuit, nu-i făcut, mai avem de lucru. Și n-am găsit cine să lucră, că promită că vine și nu mai vine, nici pe bani nu mai vor astăzi să lucră, credeți-mă, dragii mei. Vrei să plătești și n-ai la cine, că nu mai vrea nimeni să lucră, nici măcar pe bani. Sau cer niște prețuri mai ceva ca în afară. Deci ca să-ți tencuiască 2 metri la geam, își cer 200 de euro. Deci nu se poate așa ceva, dragii mei. Vă spun eu că stau în Elveția de atâta timp și ziua de muncă în Elveția e mai puțin decât cer ăștia pe câteva ore de muncă. Deci nu se poate. Da. Aurora Sanda, așa săptămână grea am avut, mulțumesc, Mari, scumpa mea, Doamne ajută, Aurora. Laura Ichim, salutare dragilor, te salutăm, Laura, Roza, little by little, exact. Alin, bună seara, bună seara, suntem 93 de persoane și doar 17 like-uri. Lasă, mami, like-urile, că n-am. Contează mult, că altfel nu crește life-ul, mami. Da? Da, nu apare la lume. Deci vă rugăm să apăsăm butonul de like, că e gratuit, nu vă costă nimic. Apăsăm butonul de like. Camelia Silnic, bună seara, vă salutăm din Germania. Bună seara, Camelia. Bună, Camelia, te pup și mă bucur că ești cu noi. Uite, te invit la un ceai să bei cu noi. Bă, toată lumea vă invită. Așa că, dragii mei, să știți că săptămâna asta am avut. Trebuia să pui mucenici pe masă, n-ai mai avut. Acel, că nu mai, nu mai este acolo, cred că una, dar pe ce să pun una, două pe masă? Da, să știți că mucenicii au fost foarte buni. Au fost chiar super, super delicioși. Roza Olten, vă iubesc și vă urmăresc. Încerc să vă dau share. Mulțumim, Roza, Alin, bună. Da, deci neapărat să vedeți rețeta mamei de mucenici fără ou. Sunt absolut superbi și nu vă trebuie nici ouă. Mi se pare super. Da, a ieșit foarte, foarte, foarte bun. Dar nu creștem, nu știu. Bine, n-a ce a pus Maria de vreo 2-3 ore, cred că. 2 ore și ceva. 2 ore. Maria Dragomir, bună seara, scumpele mele, cam târziu am intrat, îmi cer scuze, acum am văzut, vă pup cu mare drag. Maria, noi ne bucurăm că ești cu noi. Nu-i nimic, draga mea, nu contează când intri, important că ești prezent și că ne urmărești. Cati, și eu sunt cu voi, vă urmăresc, vă iubesc și vă doresc multă sănătate, Domnul să vă binecuvinteze, te și pupăm, pe tine, Cati. Draga mea, te pup. Vasiana, bună seara din Spania, bună seara! Bună, iubita! Aurora Sanda, este ceva din ce prepari să nu fie foarte bun? Da, nu, Sanda, știi că de obicei, adică v-am spus și pe filmare și vă spun și acum, în partea noastră nu prea, tu știi, dacă că știi, adică mă gândesc că știi sigur, să facem partea Moldovei. Rețeta asta am făcut-o, dar foarte rar o fac. O fac așa o dată la 2-3 ani, deci nu o fac foarte des. Dar chiar acum m-a ieșit foarte bun.
Vă invităm și pe voi să încercați rețeta dacă doriți. Și tati a făcut niște gogoși de post. Deci, la fel. Da, Mihai și zidește și tinguiește și zugrăvește și face mâncare, să știți că, sincer vă spun, nu glumesc acum. Deci, am un soț minunat, Dumnezeu să-i dea sănătate, că foarte mult lucră săracul. Acum, cum poate și el, că na, nu-i mai tânăr de 20 de ani, da? Uitați așa cum e, el încet, încet lucră. Maria Dragomira, am văzut rețeta, au ieșit mucenicii super, dar ce nu face Mori bun? Te pupăm, Maria. Aurora Sanda, nu am mâncat niciodată mucenici. Serios? Trebuie să încerci, uite, chiar dacă ai timp, dacă poți, dacă îți permite sănătatea și așa mai departe, încearcă rețeta mamei de mucenici, să vezi cum e. Cuța Damian, bună fetelor, abia acum mi-a arătat că sunteți live. M-am uitat la rețeta de mucenici, abia aștept să o fac. Wow! Te pupăm, Cuța! Mulțumim că ești cu noi! Da, chiar... Roza, sunteți o gospodină desăvârșită. Am făcut... Mulțumim, Roza! M-ați cerut voi și, bineînțeles, nu și pentru noi, că noi am mâncat-o, dar vreau să vă spun că nu o fac foarte des. Tunde David, o seară frumoasă, sănătate și la cât mai multe rețete simple, la mulți ani cu întârziere, dar știți cum se spune 6 luni înainte și 6 luni după. Mulțumesc! Mulțumim, David! Frumos. Chiar nu contează că de fapt nu e David, după, că e doamna. Important că sunteți tot timpul prezent și că ne urmăriți. Roza, o să încerc și eu, niciodată nu am avut curaj. Chiar poți să încerci, că e foarte simplu și gustos și ceva mai altfel. Noi ne-am distrat, noi nu ieșit exact modelul care... Adică nu ieșit modelul, dar am făcut-o prea mare. Am fost foarte obosită, am făcut-o și târziu și să știți că așa mare cum am făcut-o, dar a fost la gust, mă refer. Acum poate că n-am făcut-o cel mai frumos model, cel mai perfect. Da, ca la gust, nu că la ut că am făcut-o eu, a ieșit mai bun decât m-am așteptat. Aurora Sanda, nu pot, am intrat la un regim drastic, am steatoză foarte severă. Ne pare rău, Aurora, multă, multă sănătate și foarte bine faci, ține-te de regim, că o să te ajute mult. Da, doamna Tunde Rosalia, exact, vă salutăm. Cuța Damian arată foarte bine, la noi se face pe 9 martie după adormiți și sigur am să vă scriu cum îmi ies. Da, Cuța, noi știm lucrul ăsta, dar eu i-am zis mamei postează acum cât de repede, la începutul lui martie, rețeta, ca toți cei care vor să facă pe 9 martie da, să aibă timp destul și să vadă deja rețeta. Că dacă mama se punea să o facă exact pe 9 martie, atunci făcea toată lumea, după aia 9, 10, 11, nu prea se mai uitau la mucenici, că i-au făcut deja, știți? Da. De aceea noi am vrut să facem acum, la început, ca toată lumea să aibă până pe 9 martie rețeta și fiecare să-și facă dacă dorește, după rețeta mamei. Madhab, bună seara, bună seara! Pupici, Miha! Roza Olten, aha, să văd americanii dacă le place. O să le placă, să știi. Și dumneavoastră, dacă doriți să faceți cu ouă sau ăsta, dar și rețeta asta fără ouă e foarte bună, e simplă. Eu zic că merită. Margaret, ai servit 40 de pahare de vin. Nu pute. Nu pute. Cuța Damian, da, am înțeles, numai că am spus că mă bucur că ați postat, da, da, Cuța. Păi asta era și ideea, să postăm ca oamenii să aibă rețeta până pe 9 martie, să aibă timp. Aurora Sanda, acum numai năut, linte, soia, avocado, salate, nuci, semințe, etc. Dar e foarte sănătos, Aurora, e greu, știu, dar chiar e sănătos și noi te felicităm că... Poți, exact. Și noi am făcut o vreme, dar după aia am abandonat. Uite, suntem 168 de persoane, vă salutăm pe fiecare în parte și vă mulțumim din suflet că sunteți aici alături de noi pe live. Nu uitați să apăsați și butonul de like. Rosalia, am glumit, să știți. Denisa, vreau să te văd. Păi ne vezi, Denisa. Vă îmbrățișez cu drag de la distanță, Adi din Germania, vă urmăresc de la început, îmi place foarte mult doamna Margaret, îmi plac rețetele simple și gustoase. Mulțumesc, mulțumesc frumos! Te pupăm! Aurora Sanda, chiar îmi plac, mă bucur!
Ionuț Andrei, să știți că nu am făcut niciodată, dar chiar am să încerc. Vă urmăresc cu drag din Germania. Vă pup! Mulțumesc. Ne bucurăm tare mult, uite, că v-am încurajat să încercați și mucenicii. Doamne ajută! Cu siguranță o să vă iasă. Roza, pe tine, pe Mari, am văzut-o. Da, păi eu acum o filmez pe ea, nu vreau să mă filmez pe mine. Pe mine mă vedeți pe canalul meu de YouTube. Canalul meu de YouTube se numește Gătește și Călătorește cu Maria. Chiar mâine o să postez un videoclip nou pe canalul meu de YouTube. Am fost cu Miriam într-un loc foarte, foarte frumos, așa că mâine am videoclip nou și pe canalul meu de YouTube, unde mă puteți vedea. Piri, bună seara, vă pup, dragii mei, Piri Tancău, bună seara, te pupăm și noi. Piri, te iubesc, te îmbrățișez. Îmi iau și eu ceaiul, am și eu ceai. Da, dragii mei, toți sunteți dragi mie. Mulțumesc, Roza, chiar te invit cu drag. Deci Gătește și Călătorește cu Maria. Așa se numește canalul meu, îl găsești pe YouTube. Am videoclipuri din călătorii, cumpărături, Elveția, Italia, Spania, pe unde am mai fost. Nu postez zilnic ca și mama, dar pe cât posibil. Da, uite, 137 de persoane. Mulțumim, mă bucur mult că sunteți toți prezenți și, cum v-am spus, să știți că nu are Maria foarte multe baterie, dar cât ține bateria, stăm cu voi. Da, o să mai stăm oricum. Mă bucur foarte mult. Chiar m-a întrebat Maria, mami, intrăm? Da, intrăm un pic să vă vedem, să vă auzim, să, dacă am zis că intrăm în fiecare duminică să ne ținem și de cuvânt, să nu zicem că intrăm și să nu intrăm, că nu-i frumos. Uite, 215 persoane, vă salutăm pe toți, bine ați venit! Da, chiar mă bucur, deci sunt foarte încântat că sunteți aici cu mine. Și nu uitați să vă uitați și la rețeta mamei de mucenici, dacă încă nu ați făcut-o. Și vor urma și alte rețete, cât de curând încercăm. Da, vin cu ceva tot timpul. Acum n-am. Voi știți că totdeauna fac ceva ușor, simplu. Acum v-ați obișnuit. Și o să mai postăm și videoclip cu renovarea. O să vedeți în curând. Atât pe cât se poate o să postăm. Așa că să stați aproape, zicem noi. Dacă aveți întrebări, dacă doriți să o întrebați pe mama ceva legat de rețete sau absolut orice doriți, noi suntem aici pe live cu voi ca să discutăm, ca de fiecare dată. Da, și răspundem la orice. Suntem curioși să discutăm cu abonații noștri, a mamei și nu numai. Da. Chiar m-am bucurat foarte mult că Ingeraj Dulce m-a surprins foarte tare, să știi. E o domnișoară superbă. Îi mulțumesc și să fie sănătoasă, dacă e cu noi încă. Da, chiar ne-am bucurat că v-au plăcut și videoclipurile, vizita bunicii când a fost da, la noi. Da, să știți, Sila, tare m-a bucurat și maică-mea că a venit neanunțat, n-am știut că vine, numai dintr-o dată ne-am trezit cu ea. Noi eram aici tot împrăștiat și n-am fost pregătit, n-am făcut, dacă ați văzut, nici prăjitură, că n-am avut unde, dar încercăm după ce gătăm să ne revanșăm cât putem. Îngeraș, cu mare plăcere. Ionuț, cum sunteți? Te întreabă? Bine, draga mea, bine. Aurora Sandra, ce mamă scumpă ai, Mari. Da, să știi că e bolnavă, săraca, umblă greu, că umblă cu băta. Da, așa arată bine, maică mea, încă. O singură remarcă am de făcut, domnul Mihai, să se mai abțină de la comentarii de genul ai pus prea mult, nu pune din aia, mama știe ce are de făcut și fără indicații. Ei colaborează, ei așa sunt de când îi știu, ei tot timpul
au comunicat, s-au întrebat, s-au cerut părerea, pentru că mama face mâncare în casă, pentru noi, adică și tata mănâncă și atunci. Da, e problemă cu piperul pe Mihai, o deranjează în gât piperul. Și dacă ați observat, de la o vreme, e deja câteva săptămâni de când nu folosesc piper deloc. Nu că n-am, am piper acasă și, sincer, mie îmi place condimentele, dar și pe mine mă ajută, că nici eu n-am voie. Și, în schimb, pentru Mihai fac lucrul ăsta, că pe el o deranjează și o supără piperul. Și am încercat să nu mai folosesc deloc, să includ din mâncare. Dar să știți, uitați că mie un pic îmi lipsește, dar, de exemplu, Mihai, Miria, Maria, nu au observat că nu folosesc piper. Nu m-au spus că nu am Marius nimic bună Băescu, mâncarea. bună, bună, Marius. Pentru că niciodată n-ai folosit prea mult piper. Eu folosesc mai mult piper ca Da, tine dar când vezi că pe gătesc. tati nu Da. i-a plăcut la tati. Tati m-a zis să nu mai pun piper, să nu mai pun. Și uite, nu mai folosesc piper. Da. Acum, na, ce să facem? Trebuie să ascultăm una pe alta, fiindcă e vorba de sănătate și de soțul meu și normal că țin la el și încerc să ajut cât pot. Uite, suntem 158 de persoane, dar nu prea sunt comentarii. Nu vreți să discutați cu noi în seara asta? În Da. afară de câteva persoane, nu prea avem comentarii. Haideți, vă rog frumos, să apăsăm și butonul de like. Noi suntem aici, cum am spus, ca să comunicăm cu voi, să vă răspundem întrebărilor dacă aveți. Maria nu simte că mănâncă pișcători. Nu știu, mie îmi place piperul, îmi place curry, îmi place pican, de exemplu, eu mănânc foarte iute și îmi Da. place. Și mami când mă vede, nu înțelege. Da, să știți că Ioana Dan, bună! astă vară, Miss Bia, dacă ați bună! văzut rețeta, am pus 3 borcane de 803 de ardei iute în pixit borcanul. Au fost cel puțin 3 kg, nu? Am luat mami Cam și așa. le-am pus tot în oțet și nu mai am nimic. Deci nu mai Dar am din foarte, foarte ardei buni au fost. iuți, nu mai am. Nu, murături mai avem, dar ardei iute nu mai avem nici Da, au măcar fost foarte buni, așa crocanți, gust așa dulce, dulce, picant. picant, de superb. Chiar vă invit să căutați pe YouTube ardei iute la borcan, rețete simple Margaret. Deci, o minunăție. Toate murăturile pe care le-a pus mama le-am postat aici pe canal și vă invităm să le vizionați. Dar ardei iuți au fost ceva wow. Da, ardei iu și ceapă e și cel mai bun. Rotaru Florentina, bună seara și încă o dată la mulți ani sănătoși. Te Mulțumesc, pupăm, Irina. Florentina. Mulțumesc din suflet la fiecare în parte. Roza Oten, gata, sunt abonată. Maria, dragă și te scumpă, te pup. Roza, mulțumesc mult. Cuța Damian, vă ascult, mă bucur că se abonează lumea și îmi doresc tot mai mult. Meritați, sunteți minunați. Wow, da. Exact. Mulțumim, Cuța. Uite, apropo de asta, probabil chiar mâine o să facem 20.000 de Nu știu abonați. dacă mâine, Eu mami. cred că mâine. Eu așa simt. Acum nu știu. Dacă nu mâine, poimâine, sigur o să facem 20.000 de abonați, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Lucru pentru care vă mulțumim din tot sufletul. Da, să știți că aveți dreptate. Mi-au crescut abonații, da, foarte adevărat, Da. și vă mulțumesc din suflet la fiecare în parte pentru lucrul ăsta. Deci suntem foarte bucuroși, să știți, și vă mulțumim. Adriana, aici vreau să te contrazic, vreau să-ți spun că sunt mai mult decât superbă, iubita. Rebecca, te îmbrățișăm. Cuța de-a mea să dea, Domnul, da, Doamne ajută. Rotaru Florentina, și eu cred că mâine se vor face 20.000, da, cu siguranță. Dacă avem 19.900 Da. și Deci noi chiar credem că o să facem curând și vă mulțumim pentru asta, vă rugăm să vă abonați în continuare, pentru că chiar aveți ce vedea. Sunt rețete simple, la îndemâna oricui, nu foarte costisitoare, delicioase, rapide multe dintre ele, așa că chiar
Butonul nu-l primim la 20 de K, Aurora. Butonul îl primim abia la 100 de K. Deci la 100 de mii de abonați, ceea ce e foarte mult. Noi nu suntem nici măcar la jumatea drumului spre butonul de argint. No. Așa că noi încă nu putem visa la buton, din păcate, deși ne dorim foarte mult și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță vom ajunge și acolo, pentru că, de ce nu, nimic nu e imposibil, noi ne străduim, muncim, încărcăm zi de zi videoclipuri noi, vă apreciem, vă iubim și, cum am spus, cu ajutorul lui Dumnezeu nimic nu e imposibil, cu siguranță o să ajungem și la butonul de argint, doar că mai e încă drum lung, da. Lung până acolo. Da. Hai să mai vedem True Vlog. Te salutăm, Adela Rus. Bună seara! Bună, dragă! Da, Marian, cu siguranță, Marian. Așa o să facă lumea. Exact cum spui tu. Pentru că tu chiar ai o mare importanță, nu? Ce-i bani? Nimic. Lasă, Aurora, că l-am scos afară. Așa. Deci, cum am spus, ne dorim din tot sufletul. Rebecca Ionescu, eu m-am abonat acum, v-am văzut prima dată și îmi sunteți drage. Mulțumim, mulțumim, Rebecca. Iubita. Chiar vă mulțumim fiecăruia în parte, dragii mei. Nu suntem noi perfecte sau vai, Doamne, dar suntem sinceri cu voi, suntem naturali, suntem oameni simpli, ca și majoritatea dintre voi. Ne sunteți foarte dragi, ne sunteți foarte apropiați. Și ne străduim pe cât putem să împărtășim cu voi și să venim cu un conținut drăguț, zic eu. Rosa, nu băgați în seamă răutățile, se găsește câte unul normal. Da, tot timpul, tot timpul. Dar nu e o problemă. Acum trebuie să o primim și pe astea. Cum primim pe aia bune, le primim și pe astea. Nu avem ce face. True Love, încă o dată la mulți ani sărbătoriților Mihai și Margaret. Mulțumesc, exact. Draga mea. Te pup și îți mulțumim! Dana, Dana, Doamne ajută să primiți butonul! Mai avem până acolo, dar noi acum vrem să ajungem la 20 de cazile zilele astea, ceea ce cu ajutorul lui Dumnezeu se va întâmpla, deci suntem bucuroși și vă mulțumim! Tabita Cărdei, bună seara, bună seara! Maria Dragomir, mă bucur frumoasele mele că crește numărul abonaților. Eu când mă uit la rețete, mă uit mai întâi la numărul abonaților și la vizionări. Ce drăguț, mulțumesc, Maria! Dragana. Te pupăm! Da, da, mulțumesc! Și noi da, ne bucurăm! Și noi, da, și ne bucurăm! Rotaru Florentina, ușor, ușor, pas cu pas se va ajunge și la 100 de cazuri. Da, cu siguranță, asta spun. Dacă Dumnezeu ne ține sănătoși, în primul rând, că asta e cel mai important, să fim sănătoși, să putem în continuare să postăm zi de zi așa cum v-am obișnuit, cu siguranță se va ajunge și acolo încet, încet. Să știți, acum nu că mă plâng, că nu mă plâng, dar vă spun, să știți că chiar muncesc. Depun efort, că știți că nu stau așa bine cu sănătatea și se gătești de două ori pe zi să filmezi, să faci rețetă. Da, nu, că am mă mai plâng văzut... că e greu. Dar am mai văzut mici comentarii, mici răutăți, cum că mama e leneșă, că stă jos, că nu știu ce. Sunt persoane care probabil nu știu povestea, nu știu problemele de sănătate ale mamei, nu știu toată istoria și așa mai departe. Că un om sănătos care se poate mișca, care poate face absolut orice, nu cred că i-ar fi comod să gătească stând pe scaun. Că nu e comod. Încercați voi, dragii mei, să vedeți că nu e deloc ușor să gătești pe scaun. Dar asta e situația. Da. Găbăluț, ce are omul în suflet aia să transmite? Exact. Cristina Bărbulescu, mă bucur să vă revăd. La mulți ani binecuvântați cu sănătate. Îmi place foarte mult. Mulțumesc. Te pupăm. Rețeta de mucenici. Ne bucurăm, mulțumesc. Cristina. Chiar vă invităm să o încercați. True Love, bună Tabita, bună Cuță, la mulți ani binecuvântat, să fii sănătoși cu toții, Tabita ne spune. Mulțumim, mulțumim. La fel, dragii mei, la toată lumea. O să ajungeți, dar trebuie timp și răbdare. Asta admirăm la voi, simplitatea, nu ca alții care încearcă să pozeze în ceea ce nu sunt. Asta și-am spus, noi vrem să fim noi, niciodată nu ne comparăm cu nimeni, fiecare face ce vrea, cum vrea, fiecare muncește, bravo lui, fiecare merită tot respectul. Noi niciodată nu o să vrem să ne comparăm sau să intrăm în polemici cu absolut nimeni. E loc pentru toată lumea sub soare. Da.
Găbăluț tu ești? Băi, te bat, nu cred. Știi cine e Găbăluț? Eu-l bat, e Găbiță. Da? Băi, deci fii atent ce nume și mecher ai. Nu cred așa ceva. Te pup, baby. Păi, dar n-am știut că tu ești, că ai nume prea ciudat. Aurora Sanda, și eu m-am uitat, dar lumea vrea mai mult să vă vadă la cumpărături, la renovări, decât la rețete. Să știi că am observat și noi chestia asta. Ai dreptate. Deși noi suntem un canal de rețete, am observat că videoclipurile la cumpărături, la renovări, chestii de vloguri mai mult, normale, nu știu cum să le numesc, au mai mult succes. Deci, ce să facem? Să ne reprofilăm? Da, o să... La cumpărături, vă spun sincer că știți că de obicei eu nu vă mint și nu-mi place să ascund adevărul. Merem la cumpărături, dar foarte rar, fiindcă, în primul rând, este foarte departe de noi magazinul și, în al doilea rând, banii, problema, vă spun sincer, nu vă mint, de ce v-aș minți? Păi bine, n-am putea să mergem la cumpărături tot a doua zi, că vă dați seama, tot e scump, adică nu ne permitem să mergem de 3 ori pe săptămână la cumpărături. Dacă mergem o dată, maxim de 2 ori, dacă chiar e necesar, e suficient. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta să mergem de 2 ori pe săptămână la cumpărături. Ba, mami, s-a mai întâmplat, cum să nu? Da. Eu nu țin minte, dar în orice caz. Tu cu siguranță, dar noi da. Eu da. Ai dreptate, da. Fata, da, mai na. Valentina Băr, bună seara, dragile mele, meritați din plin butonul de argint, mult succes, vă doresc, vă pup, dragile mele. Doamne ajută, Valentina, îți mulțumim din suflet, Găbăluț, te pupăm și noi, baby. Mihaela Popescu, bună seara, vă urmăresc în fiecare zi și noapte adorm uitându-mă la doamna Margaret. Vai, ce frumos! Mulțumesc, iubita mea, mă bucur. Te pupăm, Mihaela. Deci nu cred, Găbăluț a vrut să fie numărul neapărat. Ți-a făcut o donație cu numărul 1. Mulțumim, baby, de sticker, te pupăm. Lumea nu prea mai gătește. Da, din păcate să știți, dar asta e o chestie foarte tristă, pentru că lumea mănâncă mai mult pe afară, mai mult chestii care nu sunt foarte sănătoase și cred că mulți dintre voi știți în mare cum se gătesc la fast food-uri, la restaurante și așa mai departe. Așa că e păcat că nu se mai gătește. Ia, puneți mâna, dragii mei, și începeți să gătiți acasă, că e simplu, mai sănătos și mai gustos. Asta, bineînțeles, spun pentru generația tânără, că doamnele noastre, pe care le iubim și le respectăm, cu siguranță gătesc acasă și fac rețete minunate. Da. Da, normal. Trulov, eu zic să faceți și una și alta. Păi, o să încercăm pe cât posibil. Da, de câte ori merem la cumpărături, încercăm să filmăm. Acum ați văzut, am început să vă arătăm și ce lucrăm noi pe acasă. No, adevărul că noi suntem oameni, acum să nu mă plâng, să zic că sunt oameni simpli, nu suntem oameni avuți, nu suntem... Deci avem casă mică, curte mică, nu prea avem așa... să vă arătăm foarte multe chestii. Deci, bine, mami, dar poți să ieși, poți, adică se pot face vloguri în tot felul, doar că noi, într-adevăr, ne axăm pe rețete mai mult. Da. Roza Olten, eu fac mâncare în fiecare zi acasă. Exact. Eugenia, bună seara, dragilor, mă bucur să vă văd, pupici mulți, te pupăm, Eugenia. Marin, bună seara, Găbăluț, te pupăm pentru doamna Margaret, da, mulțumim din suflet. Mulțumesc. Cristina Bărbulescu, în fiecare zi vă urmăresc, Miriam este atât de dulce, doamna Margaret este directă și are simțul umorului. Te pupăm, Cristina, mulțumim. Știți să faceți baclava? Da! Chiar a postat acum o săptămână sau două, mama a făcut baclava, scrieți pe YouTube în căutare. Baclava, rețete simple, Margaret, și o să găsiți rețeta de baclavea a mamei. Deci chiar vă invităm. Foarte bună a ieșit și aia și o să vă mai fac. Cu siguranță o să vă mai fac. Cuță Damian, eu gătesc în fiecare zi. Da, asta spuneam, că eu știu că doamnele noastre cam toate gătesc zilnic, dar noua generație într-adevăr are sanda dreptate, nu prea vrea. Antonia, bună, Găbăluș, ciorbă de perișoare fac mâine.
Da, e foarte bună. Îmi place și la mami. Și mie îmi plac. Maria Ioana, bună seara, doamnelor cochete și gospodină. Da. Te pupăm, Maria, acum nu prea suntem cochete. Oh, Doamne, cu ce e la noi în casă, mai puțin cochete azi. Aurora Sanda, eu nu aș mânca fast food nici gratis. Te cred. Angela Păscut, mult succes, te pup, Ghedailea, Domnul să vă binecuvinteze. Te pupăm și pe tine la fel, Ghedalia. True love, doamna Margaret, de când am încercat rețeta dumneavoastră de kitchen fingers, cred că îi zice mereu, o fac, o adoră copiii. Da, ne bucurăm. Dar să știți că, uite, una dintre cele mai mari bucurii ale noastre, în special a mamei, e atunci când lumea scrie, am încercat rețeta, mi-a ieșit și mi-a plăcut. Deci nimic nu se compară cu chestia asta. Asta e, de fapt, marea noastră mulțumire. Când vedem că lumea încearcă, rețeta iese și îi place. Chiar azi am făcut cu cartof natur. Super! Da. Că mă nu se te bat. Ați văzut. Acum noi asta mâncăm. Exact ce postez eu zilnic, noi aia mâncăm în casă. Deci asta e mâncarea noastră, ce mâncăm noi. Deci așa mâncăm. Nu pot să zic că mâncăm foarte bine, nu pot să zic că mâncăm... Nici rău nu mâncăm. Prost. Mami, nu! Din moment ce gătesc de două ori pe zi, deci nu pot să zic lucrul ăsta. Dar după cum ați văzut, încerc... Dar simplu și gustos. Da, încerc să fac rețete mai simple, scurte și... Exact ce mâncăm noi. Deci, Roza Oten, ceva unguresc doboș tort, că sunt unguroaică. Trebuie să caut foi de doboș. Mama vă face doboș dacă îi găsesc eu foi. Și până acum n-am găsit foi de doboș. La noi în Arad nu știu, că nu prea să găsesc. Mama nu vrea să facă foile de doboș, zice că e foarte mult de muncă cu ele și nu se bagă. Dar dacă găsesc foi de doboș, o să vă facă și doboș. Alin Gheorghiță, te salutăm. Mihaela Popescu, ce gătești cu mâna ta e sfânt, exact. Mulțumesc. True love, cred că vă amintiți fâșiile de pui cu făină și ou. Da, da. Da, sigur, chiar așa se numesc, degețele de pui. Degețele, îi spuneam. Da, deci sunt extraordinare. Chiar o găsiți rețeta aici pe canalul mamei, scrieți degețele de pui, rețete simple Margaret și o să găsiți rețeta. Avem foarte multe rețete, avem peste 1000 și ceva de rețete, dragii mei. Deci chiar vă rog, când aveți timp, intrați pe canal, dați la videoclipuri și uitați-vă mult în spate să vedeți câte rețete absolut minunate veți găsi. Maria Ioana, nu contează anii, contează cât de frumos te comporți cu ceilalți. Am încercat rețeta voastră de baclava și este delicioasă. Mulțumesc. Așa e, Maria, te pupăm și îți mulțumim. Foarte simplă, eu totdeauna iau varianta aia simplă. Niciodată nu mă complic. Bună, Lavinia, te salutăm și te pupăm, Lavinia. Roza Oten, este mult de lucru. Da, de asta am zis că dacă găsim foi de doboș, mama face doboș, crema și